Gata, a sosit momentul de plecare. Nu? Da. Ne urcăm la mașinuță care ne va conduce către recepție și plecăm. Mi pare foarte rău, prieten, că plecăm, dar am luat biletul prea scurt. Doar 5 zile cred că am stat. Asta este, ce să mai... Când mă gândesc că ne întoarcem la șatră, la stres, la gălăgie, e mai rău gălăgie ca păsările astea. Uitați, Miha la mătură, la vase. Nu. Ce faci, Miha, înapoi la vase și la mătură? Hai să vezi ce fac eu. Ce faci? Să ajung în aeroport pe România, să sunt o altă plecare, că trebuie să buc în acest. Alta? Hai să vezi. A, mă, patoana te așteaptă. Să mergi, să mături curtea. Nu cred că e atât de dor de mine încât să mă aștepte cu nerăbdare, așa că poate mă mai așteaptă vreo săptămână. Măi, nu se nașpa, că plecăm, dar asta e. Am stat, oricum ne-am distrat, am fost peste tot. Chiar a fost mișto. De fapt a fost 5 nopți și asta e, cum ar veni așa azi. Păi da, 5 nopți. Da. Trebuia să mâncăm și noi aici, înainte de plecare. Dar hai la recepție. Da? Da. Hai la recepție și după aia venim să mâncăm, nu? Acolo, că n-avem cum să le cărăm după noi, să vă dați seama că e greu. Ne dăm doar dinții de mână. Am ajuns la recepție. Mă lasă să trec în aeroportul. Cred că da. Am venit și noi să mâncăm. Pentru ultima oară, Miha. Nu mai intru nici mâncare în mine. Adevărat? Ce te faci? Of, Doamne! David, e supărat că plecăm? A? Uite la mine! Nu sunt supărat! O să ajung la PlayStation! Uite! Bravo! Ce traductor! Vezi, copil fericit! Hai să comandăm și noi! Hello! Hello. Prieteni, gata! Am mâncat Mihaela, David și eu! Eu n-am mâncat! Nu? A, bravo! Uitați, Miela și-a comandat un desert, se cheamă churros. Nu știu ce e ăsta. Gogoș și spirală. Gogoș? Da, mănâncă cu mine. Nu mănâncă, nu-mi place. Nu. Treaba. Eu mi-am luat cheesecake. Ah, cheesecake. Îți place churros? Da, chiar îmi place. Da. Chiar cum e. Poftă bună la churros, Miha. Yes. Ia uite-l aici. Ia uite-l pe cheese. Ia uitați-l mă cheesecake-ul meu. David, îți opresc cu asta. Hai să-l testăm. Să-ți arăt. Da. Ia. Ia. Wow. Ia. Yeah. Bun. Asta e brânză, ce e? Da. Mm. E bun, bun. Vezi? Nu, eu am mâncat ieri sau alaltă, nu mai știu. Mi-a plăcut și mie, dar al meu era cu ciocolată. Ce, cheesecake-ul? Nu, crema de deasupra, topping-ul. Bun. Îmi plac prăjiturile aici. Da, chiar sunt bune rău de tot. Ia uite. Gata de la mine. Aia de la cafenea și baclavaua. Da, și aia la cafenea a fost bună seara. Nu, Mihaela? Da, bună rău. Da, auzi. Mănâncă că în șatră nu mai găsești churros. Serios? Îți face Marița gogoșele. Bune și alea. Nu-i mai bun ciurosul ca gogoșele lui Marița. Ce alegi? Ciuros sau gogoșele la Marița? Nu
nu pot să mă lici. Da. Hai că știu că vrei ciuros. Îți dai seama că ciuros. Uitați meniul de aici. Poți să iei ce vrei de aici. Dar vreau să fie ce vrei, ia tot meniul. Aia, păi ce facem cu el? Păi și mâncăm așa ca nebuni. Nu mai putem să mergem pe stradă după aia. Dar după aia să nu mai... A venit și mașinuta. Nu mai putem să mergem la aeroport, dacă vrei să mai stai. Adevărat. Asta nu putem să ne mai mișcăm. Să nu putem să plecăm. Poftă bună, Miha. Gata, prietenul, vă e milă de noi că suntem cu bagajele în stradă. Ne-au dat afară de la hotel. Miha vine să plâng. Nu mai zic că mă zea pe inima, tu. Ha? Adevărat? Da. Ce facem? Mi-e face rău, dar adevărat e. Vai de mine. Și pe mine m-a luat cu călduri. Ce ne facem, David? Poți să nu îndezi, ăsta vreau la PlayStation. Da. Vai de mine, vai de mine. Doamne! Să ne nervos. Ești nervoasă, stresată, dai din picioare? Da. Dai din mâini și din picioare. Nu să mă șovălesc pe jos ca să mă țin aici aici de milă? Da. Șovălește-te. Mă, unii taxiul? E bine, da, zici. Ia uitați, ajunge la aeroport. Fănem. Ah, se apropie. Timp. Alo. Tamam bir şey yok. Ya bu sıralar çok tembelsiniz bak. İyi hadi bakalım tamam. Hadi. Am ajuns la aeroport Antalya. Uitați pe Miha. Hai să vedem care e treaba. Să găsim porțile, să găsim asta ce trebuie. Gata, suntem pe aeroport. Gata. Așteptăm să deschidă check-in-ul, pana mea. Antalya Aeroport. Terminal 1. Mai durează oricum. Mai durează, am venit mai devreme, am să vedem care e șmecheria, poate nu știm ceva, nu înțelegem și mai bine mai devreme. Da, la noi ca la decât noi, în ultima secundă. Nu ai cum să te lași pe decât în ultima secundă. Așa e. Nu, Miha? Da. Dar copchilul ăsta, Davidescu? Ce v-am, mă, băiatule, mă? Mănânc gumă cu banane. Da, îți place? Mm-hmm. Bravo. Bravo, Davidescu. Ia-mi lăuțea. Dar chiar n-avem bunici, mai ieșim și mai afară. Dacă ești minte, să mai trecem o dată controlul de securitate. Nu, nu putem să urcăm pe acolo. Hmm? Putem să urcăm pe acolo. Nu știu. Acolo am văzut că controlează pașapoartele. De fapt, scanează biletele. Dacă urcăm pe acolo. Vedem, Davidescu. Totuși, să mai găsim o variantă. A? Păi trebuia. Nu știu că n-ai unde să ieși aici deloc. Prieteni, suntem la locul pentru fumat în aeroport, așteptăm că nu s-a afișat încă poarta. A fost o mare nebunie cu check-in, încurcătură, vă povestesc că e un avion. Întârziere o oră, am înțeles că este la avion. Sper să nu dăm de întârzieri de alea de Doamne ferești. Suntem pe aeroport, așteptăm. E frumos măcar că la locul de fumat e
afară, mai luăm un pilu, dar el când ne bunise, da. Era prea agitație, așa, nu știu. Stai și pe David? Ce faci, David? Pau. Red Bull-ul ăsta cald. Aici am dat 35 de lei pe Red Bull. Da. Nu ca în România, 25. Voi ne-am luat și noi ceva de mâncare aici, dar fiți atenți și voi. Două bucățele de pui, un cola și o porție de cartofi, 14 euro. Ca să vedeți prețurile. Ne-am luat un bachet de la mare. 27 de euro. Un bachet de la mare, oricum, în bani românești, 1,5 milioane, e mult. E mult, nu? Prețurile de la noi, e vezi că e mai bine în România? Da. Vezi? Dar la șatră? Da, da. La șatră mănânci pe gratis. Mai stat la Oli, inclusiv. Acolo, da. În aeroport, mâncăm și așteptăm. Am găsit eu masă, nu, că stăm acolo, ne avem bagajele. Băi, uitați pe ce am dat. 150 de leuți, 30 de euro. Mi-a dat cola de ăsta la un litru, pahare, cartofi de ăștia frumoși, niște sosuri incluse și astea. Hai că e bine, nu-i rău. Mihaela, lasă-l, trebuie, du-l, lasă-l, hai să mâncăm. Nu e rău, dar n-am. Hai să le gustăm. Stai să pun aici. Ne vedem bine, da. Stai tu aici, da? Ia, da, să vedem ce este bine aici. Hai să dăm pe acolo aici. Nu? Dau și astea aici. Hai să le vedeți. Hai, ok, mă, nu rău. Nu? Cum spune, nu avem. Ce este astea? Bun, te vede bine? Bine. Nu, așa se vede bine pe unul. Așteptăm, fraților, avem întârzieri. Ia filmează și pe nimic. Bine că n-am avut întârziere așa mare cum au avut alții. Sunt pus și ochelari. Avem întârziere, prieteni, și cu o oră, da. Sperăm să fie doar ora aia. Încă nu s-a afișat nici poarta, nici nimic. E mișto așa, vacanța doar pe asta e nebunela, cu aeroportul, cu avionul. După ce la asta. Da, bine, dacă te gândești că să mergi cu mașina. Și nu mi-e stii câtă lume. Și cu mașina da, e. Uite cum am fost la Istanbul. Ba nu, să pleci în Antalya, oprești la Istanbul, dormi o noapte. Da. Bine, dar e mai scump, ești mai scump. Avion poți să găsești mai ieftin.
Asta da. Se mai repede. Așa că n-a. Asta e. Și oricum am ajuns repede în Antalya, adică cu avionul m-am făcut super puțin. Chiar dacă au fost 2 ore, parcă nici nu le-am simțit cu avionul. Au trecut imediat. Acum am mâncat, am băut, ne-am făcut plinul. Așteptăm. Eu vreau înapoi. Păi, cum ți-am zis, mai stăm. Ce facem? Hai să luăm taxiul, să mergem. Mergem? Vrei? Hai. Haide. Pe bune. Hai, hai să mai căutăm un resort. Mi-am merge și în altă parte. Să ne luăm de pe Bucu. Hai, da. E moral. Așa trebuie să facă. Așa te vezi făcut. Păi nu întârziu nici acum, că suntem tot în Antalya. În Antalya? Nu știu, ne gândim. Luca. Ne mai gândim, Miha, până vine avionul. Eu nu mă mai gândesc. Mi-am luat fustă lungă, acum pe mine, să vă zic de ce. Că te mai ia somn în avion ca așa și nu poți să stai și tu relax. Și e super... vaporoasă asta de la Pana. Mi-a plăcut. Da, am trecut și eu de controle de securitate, am avut 100 de mii de controle de securitate, mai mult. Ce-ți faci? Asta e procedura și la aeroport? Acum așteptăm la poartă aici, cred că mai avem încă o verificare, încă nu știu ce, încă nu știu cum. Nu aș fi situația. A fost nebunie, am avut 3 controle de securitate. De ce? Asta e procedura, când am plecat n-am fost așa, dar la întoarcere văd că e altă procedură, e tot așa. Păi da, e altă treabă aici. Bine că n-am fost interviul așa mare, că am avut stele de cât au fost interviul de 18 ore. Vă dați seama ce înseamnă? 18 ore? Nebunești? Nu știu cât o să mai am. Chiar așa? Ce să facem? Așteptăm, prieteni, ce să mai... Ne vedem la România. Vă pupăm, vă dorim o zi minunată și ne revedem mai târziu cu detalii. M-am uitați și pe David. Salutare, eu m-am luat FIFA pe telefon.